În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preibiți frați și surori, slăviți să fie Domnul! Ce minunat că suntem împreună la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu! Ce minunat când Dumnezeu ne-a pus în gândul și în inima noastră dorința să fim astăzi împreună în locul acesta, unde fiecare dintre noi înțelegem că avem nevoie de Domnul. Ce minunat când fiecare dintre noi venim de fiecare dată cu dorința sinceră aceasta de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă prin frați e cel care ne trebuie fiecăruia dintre noi. Și el este diferit. Și de aceea este diferit, pentru că și noi suntem diferiți și fiecare dintre noi avem luptele noastre. Și nu-i numai un singur model, ci nu numai o singură ispită, ci este în atâtea feluri. Pentru că diavolul a fost învins pe cruce de Domnul Iisus. Ce mare adevăr! Dar a rămas cu ceva. El a rămas cu viclenia și cu aceasta vine și ne înșeală pe fiecare dintre noi. De aceea trebuie să fim atenți la susurul acesta al vicleniei, care este așa de periculos în vremurile pe care le trăim noi. În adunarea lui Dumnezeu, în întâlnirile noastre, lui nu-i place și nu dorește felul acesta. Și atunci vine. Și vine și aici, în locul acesta. Și vrea fiecare dintre noi să ne pună altceva în urechea noastră, în mintea noastră, în gândul nostru. Dar noi să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Duhul lui Dumnezeu, așa cum de fiecare dată se cere prin rugăciune, și noi trebuie să credem adevărul acesta lui Dumnezeu, că El este aici, așa cum ne spune de fiecare dată și auzim Cuvântul Său. Nu sunt cuvinte, sunt adevăruri, că El este prezent aici, pentru că între toți, dacă nu toți între toți, sunt doi sau trei care dorește să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, care dorește să trăiască Cuvântul lui Dumnezeu. Și El vine aici și apoi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și ceilalți. Lucrarea Lui, dorința Lui este ca să poată să mărească o tare împărăției lui Dumnezeu, adică o pescuire mare alături de această Evanghelie. Ce minunat când înțelegem fiecare dintre noi înțelesul cuvintelor pe care în Evangheliile noastre prin Sfinții Părinți ni se pun în față. Nu sunt la întâmplare, nu sunt oricum. Astăzi, mai mult ca oricând, e nevoie de pescuire. De ce? Pentru că sunt așa de rare sufletele care mai vin să-L afle pe Domnul. Așa cum auzeam noi lucrurile acestea, cuvintele acestea pe care le știm noi. În felul partea văzută se vede, cu gura se spune, cu viața nu se trăiește. Și de aceea, în pescuirea minunată, trebuie modelele acestea. Și Domnul Iisus în această Evanghelie așa de frumoasă a făcut felul să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu prin cea pământească, prin ceea ce se practică, pescar. Am mai spus noi, am practicat, să spunem, meseria, nu meseria. Pentru că ei într-adevăr practicau pentru a trăi, a-și întreține viața. Eu o făceam de plăcere. Dar ce înseamnă să fii pescar pământește, fraților? Cei care ați fost sau ați pescuit, știți ce înseamnă lucrul acesta? Nu te trezești la 12 să te duci să prinzi pește. Niciodată nu să prinzi pește. Ci trebuie de dimineață, când se lasă zorii, să poți să ajungi acolo. Și sunt niște condiții acolo. Să ai niște unelte care trebuie să facă lucrul acesta. Și fiecare pește trebuie să-i pui nada lui, hrana lui prin care să-l poți păcăli, să-l prinzi. Nu e aceeași nadă pentru orice pește. Așa e în lucrarea lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea este diferit.
Pentru că fiecare dintre noi avem un fel al nostru după ceea ce noi trăim pe pământul acesta, după ispitele pe care le avem, așa cum spuneam. Și de aceea cuvântul e diferit. Și de aceea cuvântul e pentru orice suflet care dorește să-l asculte. Și apoi, ce atent trebuie să fii după ce arunci undița acolo în apă. Trebuie să nu te uiți nici în stânga, nici în dreapta. Numai ținta acolo, când pluta mișcă, să fii atent. Și dacă n-ai fost atent când trebuie, atunci să ridici. L-ai pierdut chiar dacă pluta a mișcat. Ce învățături sunt de aici? Și de aceea în această Evanghelie așa de frumoasă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, pentru că dorim să putem să înțelegem cuvintele acestea, după această minunată înțelegere, discuție, explicație, iată cuvântul acesta în versetul 10, zice, după ce a prins tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarșul lui Simon, atunci au zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. De la practica aceasta pământească, de la felul de răbdare, trebuie multă răbdare. Și stai o oră și nu prinzi, și stai două, și stai mult și nu prinzi. Și poți să stai toată ziua și să nu prinzi. Trebuie să dorești să-ți placă. Și acolo, fiind atent, trebuie să înțelegem că Domnul e acela care ne dă nouă și ne ajută să putem să prindem peștele acesta. În pescuirea aceasta minunată, în această Evanghelie, zice, aruncați. Cum, Doamne, după o noapte întreagă, nu suntem noi așa oamenii? Nu ne uităm noi în viața noastră și spunem că am făcut, că ne-am rugat și multe, multe, nu vreau să spun altele, fiecare le știm. Și totuși nu s-a întâmplat minunea pe care o doream noi. De ce? N-aveam credință, fraților. Credința noastră era de suprafață. Și iată răspunsul și cuvântul Domnului Iisus. Îndepărtați mai în adânc. Ce înseamnă mai în adânc cuvântul acesta? Aurul acesta pământesc, pe care îl dorește oamenii de pe pământul acesta. Valoarea aceasta. Acolo unde se găsește în mâinile acelea, nu e la suprafață. Nu te duci și scoți aurul imediat după ce sapi un metru de pământ. Nu! Sapi, dai de pământ și apoi dai de piatră. Și apoi și mai departe, trebuie să transpiri. Dai de stâncă, care e cea mai grea, de străpuns, de sfârmat. Și apoi de-abia acolo se găsește minereul. Și acela trebuie prelucrat și apoi iese aurul, fraților. Nu s-ar găsi aur peste tot și ar fi așa cum sunt atâtea lucruri. Nu așa. Deci valorile acestea ale cuvântului Dumnezeu, printr-o credință puternică, trebuie mereu să insiști, să dorești, să lupți. Nu să te oprești la o adiere de vânt. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu, după ce au aruncat mrejele, zice, au prins cu năvodul. Și năvod a prins orice pește. Orice pește. Dar astăzi să pescuiești un suflet pentru cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie cu undița. Și undița este cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu. Este ceea ce a spus Părintele Iisus. Aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Dar trebuie întâi tu să fii convins. Tu să fii pescar adevărat. Tu să crezi lucrul acesta. Pentru că așa spune Sfântul Petru și avea dreptate în ceea ce este pământește. Îi răspunde. Iată, așa îi răspunde Domnul Iisus. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Era adevărat ce spunea el. Dar încă n-avea credință, dacă toată noaptea ne-am trudit, dacă fiecare se luptă și n-a prins nimic, de acum nu mai e, pentru că credința era aceea de suprafață. Era ceea ce văzuse el. Nu înțelegea că, de fapt, mai mult decât atât, când Domnul Iisus spune cuvântul, el împlinește. Dar dacă a ascultat și a aruncat, a văzut minunea ce s-a întâmplat. Și atunci a spus el cuvintele acelea, când și-a văzut el starea, adică cum l-a înfruntat pe Domnul Iisus și a spus, Doamne, toată noaptea ne-am trudit
Și cântarea noastră, ce frumos spune. Da, e în luptă. Trebuie să iei și sabia, și scutul. Sabia cuvântului Dumnezeu și scutoate apăra. Că sunt căderi, e adevărat lucrul acesta. Dar ce înseamnă? Nu înseamnă mereu fiecare dintre noi să spunem cuvintele acestea. Suntem slabi, suntem slabi și de fapt umblăm așa. Nu, nu, nu. Nu așa e cuvântul lui Dumnezeu. Noi dorim, alergăm. Ne punem toată străduința, toată ființa. Și în lupta aceasta avem și căderi. E altceva. Schimbarea, transformarea. Dacă astăzi nu se vede în mine ceva mai bun ca ieri, n-am rezolvat asta. Fraților, să nu rămânem sub starea aceasta că suntem slabi. Domnul e acela care ne ajută noi să putem să ne facem datoria. Noi nu umblăm oricum. Nu trăim oricum că suntem slabi și cuvântul Domnului ne dă unde... Nu ne dă nicio acoperire. Nu, nu, nu. Nu. Sfântul Apostol Pavel a spus starea aceea de smerenie, dar nu era așa lucrul. Nu era așa starea lui. Nu trăia tot în felul în care era înainte de a-L cunoaște pe drumul Damascului, pe Domnul Iisus. Nu. De aceea fiecare dintre noi să înțelegem, plecăm mereu și ne hrănim din adunarea lui Dumnezeu și cu dorința să trăim mai frumos ca astăzi, mâine, acolo unde suntem. Aici mai venim și ne încărcăm de cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo în luptele acelea, pentru că inima noastră este plină, că am ascultat cuvântul Domnului, în lupta aceasta ne dăm toate silințele. Și atunci din nou trebuie să ne reîncărcăm. Și în felul acesta e lupta. Pentru că Domnul așa a spus. Sfântul Petru, și dorința de a adunce, dacă ai avut dorința și n-ai putut, mereu și mereu am spus, de acea creangă, din pomul acela care ți-l dorești, mărul acela frumos, și nu poți, dar mereu îl dorești, te silești, cauți să sari în sus, să prinzi rodul acela și nu poți, zici încearcă, nu te opri. Și atunci când într-adevăr nu mai poți, zice Domnul cu mâna lui, apleacă cranga aceea cu mărul și l-ai luat. Dar nu tu, ci Domnul a făcut pentru că ai dorit neapărat. Deci partea noastră e dorința, voința noastră. Deci să ascultăm și să ne punem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Când El spune cuvântul lui Dumnezeu, așa, așa este. Nu mai e loc de îndoială, nu mai e loc de tocmeală. Și când fiecare dintre noi înțelegem așa și de la starea aceasta pescar de oameni și apoi se vede în cuvântul lui Dumnezeu. Deci după felul acesta pământesc a fost aleși să fie pescar de oameni. Fraților, e nevoie de pescar de oameni, așa cum spuneau frații, ca sufletele să simtă cuvântul lui Dumnezeu și să se întoarcă cu legământ. Temele oastei Domnului, părinții noștri, ce lucruri minunate am trăit și ne amintim, a fost cu 40 de ani aproape în urmă o adunare de nuntă în zona Comăneștelui. 38 de suflete s-au întors la Domnul. 38 de suflete. Și iată, acum sufletele nu mai vin. Și de aceea spunem și mereu trebuie să ne asumăm felul acesta, pentru că nu mai suntem modele noi. Dacă nu începem și nu vrem așa, niciodată ne vom plânge și de una și de alta. Dar vina nu e acolo, ci vina e aici. Și când fiecare dintre noi vom fi, într-adevăr, credincioși ca modele, nu se poate, nu se poate. Pentru că Domnul e acela care face, văzând faptele voastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Văzând felul vostru de trăire. Văzând viața voastră, atunci, numai atunci, Părintele Iosif spune el, spuneam oamenilor din biserica mea, acolo, dragi creștini, să faceți cu tare lucrul și să nu faceți cu tare, să nu furați, să nu mințiți și așa mai departe. Și zice, nicio mișcare, pentru că nu înțelesesem ce trebuia să pun. Dar când Domnul s-a îndurat de mine și când eu l-am primit, atunci am început și am început să le fac dovada. Dovada care spunea Părintele Iosif atunci, printre multe alte lucruri.
Zice, carul meu nu mai era meu, era al tuturor din sală. Fiecare vine așa. Fraților, aceasta de fapt era câștigul prin care dădea dovada părintele Iosif. Noi așa trebuie să gândim când vorbim de părinții noștri. Haideți să vedem noi la ce am cedat noi în favoarea celui de lângă noi. Nu se poate altfel câștiga suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Niciodată cuvântul pe care fiecare îl ascultăm sunt frunzele, dar fapta, dovada, trăirea vieții noastre sunt roadele care într-adevăr ajută orice suflet să se încreadă și să poată să-L primească pe Domnul. Deci nouă aceasta ne rămâne. Mai mult ca și cuvântul nostru, pentru că mereu spunem cuvântul, născuți, crescuți în lucrare, am citit de zeci de ani cuvântul lui Dumnezeu, ca literă îl știm, îl cunoaștem, nu e aceasta. Fiorul, simțământul, acela trebuie transmis și acesta îl dă Duhul lui Dumnezeu. Când fiecare dintre noi suntem sinceri cu noi, când fiecare dintre noi dorim felul acesta, atunci vine lucrarea aceasta minunată și cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu dorește și el, își pune în gândul lui dorința aceasta. Ajută-mă, Doamne, acesta e câștigul nostru pe pământul acesta. Celălalt este pentru un timp, fraților. Câștigul nostru este ascultarea și împlinirea cuvântului Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, nu datorită nouă, ci dragostea lui Dumnezeu. Dar atunci, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, așa de frumos în cuvântul său, în capitolul 12, versetul 1 și 2, și noi, da, fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade de-a dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ne întrebăm noi, cine mai vrea să sufere astăzi? Când toate le avem, suntem așa de comozi. Când fiecare dintre noi căutăm alte lucruri, cine mai caută și dorește să sufere astăzi pentru Domnul? De aceea e starea aceasta, de aceea e mai mult ca oricând nevoie astăzi de felul acesta. Și cântam aici cântarea aceea, grăbiți-vă să creșteți, părinții noștri ne-au scris-o. Și printre altele acolo spune în strofa a treia, mi se pare, grăbiți-vă să creșteți că-și flacăra străbună, în gheață, lângă altarul, străpun și profanat, legați cu viitorul, trecutul și împreună, acoperiți prezentul netrebnic și apostat. Netrebnic și apostat, ce înseamnă apostat? Fără Dumnezeu, fraților. Noi trebuie să înțelegem clar cuvântul lui Dumnezeu. Și grăbiți-vă, așa ne spun părinții noștri. Și apoi, finalitatea aceasta, iată ca și Sfântul Pavel, să duceți voi lucrarea. Extraordinar. Noi care cunoaștem, care am citit și care am trăit cu ei, să poată să ajungă la starea aceasta, ca și Sfântul Pavel, cel din tâi păcător, să duceți voi lucrarea unită și frumoasă, cum noi ne-am fost în stare, spre țelul strălucit. E adevărat așa? N-au fost ei în stare? Dar dacă ei n-au fost în stare în smerenia lor, cum trăim noi astăzi? Cum e astăzi? Uitați-vă ce stare de smerenie alături de Sfântul Pavel. Cum așa de frumos Părintele este prin Duhul Său și nu vrem să înțelegem aceasta. Ales pe Sfântul Ioan Gură de Aur din biserica noastră și pe Sfântul Pavel. Modelele acestea la care noi putem privi și dovada aceasta că ceea ce au spus au trăit. Deci, pentru a face o pescuire a unui suflet, trebuie undița cuvântului Dumnezeu, Domnul Iisus. Dar aceasta nu se poate face decât cel care vrea să facă lucrarea aceasta. Trebuie el să fie pescuit de Domnul Iisus. Și atunci când am ajuns la înțelegerea aceasta, sufletele care dorește și ascultă cuvântul lui Dumnezeu, spunea fratele Traian, tu fă-ți datoria.
Tu lucrează, tu seamănă. Nu pune problema dacă va ieși din sămânță. Nu! E cuvântul lui Dumnezeu. Tu fă-ți datoria. Și lasă-l acolo pe Domnul acela care va face, într-adevăr, sufletele să crească, să se nască, să primească cuvântul lui Dumnezeu. Dar atunci când acestea împletite împreună, nu se poate. Nu se poate, pentru că și pescuirea minunată și minunea aceasta cu prinderea peștelui, aceasta a vrut să-i spună Sfântului Petru, că toate sunt din mâna lui Dumnezeu. Nimic nu poate face omul fără el. Așa spune Sfântul Evanghelist Matei. Și atunci când noi ne încredem așa și dorim așa, și când fiecare ne punem dorința noastră să trăim în felul acesta, ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne dă, și când fiecare ne luăm cuvântul pe care îl ascultăm, partea noastră, și spunem în partea noastră, în dreptul nostru, pentru că Domnul e acela care ne cunoaște pe toți. Noi nu ne cunoaștem decât noi personal și Domnul, dar ceilalți Domnul îi cunoaște pe toți. Și ne luăm partea noastră și ne cunoaștem și spunem, da, Doamne, așa e cuvântul, acesta e cel mai bun pentru mine, așa trebuie să... Atunci plecăm mulțumiți și fericiți. Atunci nu mai sunt alte gânduri în inima noastră. Atunci nu mai apar alte comentarii, pentru că e pentru mine, e medicamentul care îmi trebuie mie. Dacă nu vrem să luăm, atunci vine diavolul și pune altele în mintea noastră, în inima noastră, și atunci vine el cu celelalte în care să ne ia, ce să ne ia? Sămânța bună, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, pentru că Părintele Iosif citea acolo, fratele Viorel, mai departe spune un lucru minunat, și fiecare creștin din biserica noastră trebuie să ajungă un pescar de oameni. Să fim foarte atenți. Deci nu rămâne la ceea ce unii astăzi doresc să spună niște neadevăruri, că numai unii trebuie să spună adevărurile acestea a cuvântului Dumnezeu și să facă pescuire, ci orice creștin trebuie să devină, după ce a ajuns și el, să fie pescuit de Domnul prin cuvântul său. Un pescar a celui din familia lui, a copilului, a soției lui, a soțului, a vecinului. Și Domnul îi mulțumește și de rodul acesta. Numai să nu îngropăm talentul, că știam, Doamne, că ești un om rău și o să încerci socoteală. Ei, acesta e cuvântul. Și oamenii astăzi, oriunde mergem, fiecare unde ne îndreptăm pașii, se uită foarte atent. Nu la creștinii noștri, fraților. La frații de oastea Domnului. Și mereu vin de acolo. Ca și cum voi trebuie să fiți acum, când e vorba de a trăi cuvântul lui Dumnezeu, altceva față de ceilalți creștini. Dar când e vorba de partea cealaltă, de fapt suntem la fel, în șorăciunea diavolului. Dar noi nu ne uităm la lucrul acesta, ci la ceea ce părinții noștri ne-au spus și ne-au învățat. Noi așa trebuie să înțelegem și să trăim cuvântul lui Dumnezeu, primindu-l în viața noastră, fiecare dintre noi să devenim oameni noi. Oameni schimbați, făpturi noi, și atunci nu trebuie prea multe cuvinte, ci dovada aceasta nu poate fi acoperită, pentru că lumina nu este pusă sub ochi și este în steșne, și care dorește să află lumina, și când vine lumina, întunericul dispare. Domnul să ne ajute să ne dea putere, ca împreună cu toții să ducem lupta aceasta bună, iar la sfârșitul vieții să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.